proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Biserica Slătari, aflată pe Calea Victoriei, unde fiecare metru pătrat de caldarâm înseamnă un vestigiu de românism, își revendică numele de la meșterii slătari din Mahalaua Popii Manta. Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului este pomenită în acte încă din 1667. Pe locul ei s-a ridicat o nouă biserică, în 1705, cu ajutorul spătarului Mihail Cantacuzino. Avariată grav de cele două cutremure majore din secolul XIX, a fost ridicată din temelii după planurile arhitectului Javier Villacroce. Monumentala pictură interioară în ulei poartă semnătura lui Gheorghe Tătărăscu. Se face simțită în penelul artistului influența artei religioase occidentale. Lumina soarelui intră în biserică prin minunate vitralii ce reprezintă icoane de sfinți. În perioada 2008-2014, biserica a fost amplu consolidată și restaurată. Din 1790, Sfântul Locaș adăpostește mâna Sfântului Mucenic Ciprian, fost mare vrăjitor în Antiohia, convertit la creștinism prin evlavia Sfintei Mucenițe Iustina. Credincioși vin să se închine la Sfintele Moaște căutând alinare și protecție. Sunt moaște din secolul al IV-lea și prin aceste Sfinte Moaște oamenii au o legătură mai directă, mai curată, mai sfântă cu Dumnezeu și în multe rânduri am auzit din gurile oamenilor vorbindu-se despre pacea sufletească pe care au simțit-o atunci când au plecat spre casele lor, de asemenea sănătatea sufletească și trupească pe care au dobândit-o sau redobândit-o și familii binecuvântate și copiii care s-au născut prin rugăciune la Racla cu moaștele Sfântului Ciprian. Printre sfintele odoare ale bisericii se află și o icoană făcătoare de minunea Maicii Domnului. Astăzi, Sfântul Locaș are trei slujitori, preotul paroh consilier Nicolae Dascălu, preotul profesor Ioan Stancu și părintele Florin Ovidiu Constantin. În 2014, la Slătari, a avut loc o minune dumnezeiască. La data de 21 mai, atunci când procesiunea cu moaștele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu trecea pe Calea Victoriei prin dreptul Bisericii Slătari, o icoană reprezentând Sfinții Martiri Brâncoveni a început să izvorască mir. A fost scoasă în pridvorul bisericii pentru a onora astfel martiriul celor șase pentru creștinism. O mireasmă binefăcătoare a învăluit această icoană și pe toți pelerinii din apropiere. Minunea a durat doar o zi, dar a rămas în cugetele celor prezenți. Astăzi, icoana este pusă la loc de cinste în biserică și poartă urmele lacrimilor de mir izvorâte din chipurile martirilor. Dacă pașii te duc într-acolo, pelerinule, nu zăbovi. Intră și vezi cu ochii tăi încă o dovadă a lui Dumnezeu a sfințeniei martirilor brâncoveni. Așa cum consideră însuși preafericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.